G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un episod din Tropico 6! Suntem în era războaielor mondiale. Toată lumea vrea ceva de la noi, mama lor de gușteri. Și nu mai știu, bă, ce să le fac, bă, nu mai știu ce să le fac. Man, ce vrei de la mine? Că nu am bani pentru tine. Lasă-mă în pace, mâncați aici. Produs coffee. Bine, cum zici tu, producem cafea. La o bobedă, tot să producem și cafea. Am noi asta problemă foarte mare. Iar la politică, nu știu ce vor ăștia de la mine. Praise, expel. Improvizează spre legea. Ascultam 24 de luni, iauzi. Activate Alliance. Dar poate că nu vreau să activate Alliance. La asta te-ai gândit? Nu te-ai gândit, guștere Maximus, care ești tu. Bun, deci data trecută făcuserăm noi o grămadă, nici nu mai știu exact. Almost Human Protocol, să ne aducem un picuț aminte. Aici era cu canari toată treaba. Corporation plat, 2 additional job positions. Hai să ne aducem aminte un picuț aici. Unemployed citizens, 60 de joburi disponibile. Și știi ce cred că mai vreau să mai uit? Homeless citizens, 30 de homeless, din care sărman sunt vreo 18, well-off sunt vreo 5. Hai să vedem dacă găsim pe aici locușoarele astea unde ar fi ei homeless, cică. Mama lor de gușteri. Uite, pe aici văd unul micu, pe aici văd unul micu. Da, cam toți sunt pe acolo, prin zona aia generală. Două secunde să vedem dacă a apărut vreunul pe aici. Mă gândesc că aici fix în locușorul ăsta o să fie un gușter, cel puțin. Bun, păi hai să vedem. În primul și în primul rând mă interesează să vedem un niște bankhouse. Astea trebuie să facem planurile pentru ele și încă nu avem fondurile disponibile. Adică, mă rog, avem un pic de fonduri, dar nu vreau să mă bag eu la ele deocamdată. Ok, dudule, hai să vedem cum facem, care e planul de bătaie. Mă gândesc că cu un shift random variation, zici, mătăluță, că cu un random variation. Ok, deci ceva de genul ăsta, cred că ar trebui să fie mai mult decât suficient. Drumul îl extindem un picuț până în partea asta și de asemenea cred eu că m-ar interesa un country house pe aici pe undeva, mă gândesc, nu? Ceva de acolo și lăsăm să se construiască. Build residential building, două bucățele. Aur exportăm în momentul de față. Fire station, allies, trade route. La allies am stabilit noi că nu vrea nimeni nimic dacă fier. Hai mă să vedem fierul. Unde Dumnezeului este fierul? Partea asta de fier. Mine, iron, control, scroll. Vai de capul meu. Am avea aici un picuț de tot. Băi nene, mă, serios, mă? N-am altă soluție decât aici. Ah, dar fii atent că facem aici și putem să construim câteva mai multe chiar. Ia, dudule, uite, fii atent că pot și acolo să construiesc. Ok, interesant. Pot să bag una aici și după aia una în partea asta. Oh my god, deci fii atent că putem să băgăm 4 mine dintre astea, dude. Deci hai să vedem. Click o dată. Click de 2 ori. Click de 3 ori. Oh my god. Click de 4 ori. Băi, lasă-te, mă. Așa și până la nenea asta aici. Perfect. Și pe aia trebuie să vedem cum aducem drumul ăla de acolo, mă gândesc, nu? Dudule, de aici cumva edita mai... nu știu dacă îmi place. Și după aia ar trebui să trecem prin pădure. Prin pădure după frași și mure, a? Hai să trecem prin pădure după frași și mure. Nu cred că ne chinuie foarte tare talentul. Ia să vedem dacă reușim să ținem drept drumul până aici, pe undeva. Cred că ăsta e, mă. Nu, mai încolo cu unul era. Firar! Pe camea și piciorul. Ăsta e, mă? Ăla e tati. Perfect. Unghiuri drepte, exact cum îmi place mie. Ok, bun. Și acum avem și partea asta de aici. Și cred că mă interesează de asemenea. Hai să vedem dacă avem... nu prea mai avem bani acum. Opa, stai. Hai să dăm drumul să facem un pic de bănuți. Low rebel threat. Băi, lasă-mă cu rebel threat-ul tău, frate. Avem un rebel. Uncover rebels. Leisure. On way to ranch. Bribe. Send order to deliver a black suitcase to Asha. How will they know where it came? Well, the money send us... Omul lucrează acolo. Ok, nicio problemă. Bun. Deci putem să imituim pe oameni. Și sunt foarte curios dacă mituiești...
Welcome to our live coverage as the palace's west wall gets painted. What? What? Bine ați venit în timp ce peretele de vest al palatului este vopsit? Why? Live coverage. De ce avem nevoie de chestia asta să vedem live? Stai așa, scapă ceva și nu realizezi. Dudule, tu cu fierul ăsta de aici, nu vrei tu să dai un pic de quick build, un 600? Avem bănuții? Almost human protocol, profit protocol. Nu, almost human. Nu, fă-mi așa, și hai să vedem aici, canar. Așa, increase efficiency, așa, pollution by 2. Nu mă interesează, chiar nu mă interesează chestia asta, să știi. Ok, și hai să vedem aici la trade, în sfârșit, o să putem face și... Ai mă! Băi, bătaie de joc, mă, n-am văzut așa ceva, pe cuvântul meu, mă, n-am văzut așa ceva. În continuare, protestul ăsta este activ aici, mai ești, mă, mai e un singur om care protestează, doi oameni, care protestează în fața ambasadei. Bă, potoliți-vă, bă, vedeți de treabă, ne-a venit 10.000 de păruți, ajutor. Bun, hai să vedem aici, cărnuri, hides, gold, avem o grămadă, sigur, absolut nicio problemă, în sfârșit producem și noi cafea. Ce-am terminat acolo, că nu mai știu. Ok, clădiri rezidențiale, ok, nicio problemă. Trecură, mă, cele 4 luni, 6 luni, fier, nu, de ce către axă? Come on! Cloth, am zis că... Ia, stai puțin, am zis noi că avem o fabrică de pânză aici. Și că mătăluță, wool și coton. Acum întrebarea mea este în felul următor. Cum văd eu după wool și coton? Lamas, parcă să zic. Care trebuie să avem pe aici pe undeva, dar nu mai știu pe unde e. I have a problem, presidente. Ce vrem? Has been harassing the miners who whisper of the Iskan curse. The gold shipment must continue, the only curse the men is my temper. Da, mă, deci uite, sabotorul ăsta în continuare ne distruge. Să înțeleg că a scăzut eficiența minelor de pe vulcan. Asta vrea să ne zică? There's a volcano erupting, Presidente, in case you hadn't noticed. Happy? It's a physical symptom of the greed in your soul. Or something. But the volcano is nowhere near your palace, so I suppose there's no particular hurry, huh? No problem, enjoy the rest of that preposterously large cigar before you... Or... Erupe vulcanul? Cum se erupă, mă? Ce ești nebun? N-am mai evacuază imediat. Oh my god, chiar erupe. Fire is raging in tropico. Pauză, fire station. Mama e de fire station. Și acum mai așteptăm un picuț în puii mei. Clinică fire station nu mă costă 2250. De ce, bă, de ce? Și că 4500 să pune în 14 bă, nu lume. Na, mă, tăia ci bagă 2250 quick build. Hai, jbam. Evacuation drills, nu știu ce e aia. Nu știu ce-s astea, Cold War. Băga-mi aș piciorul. Research fire station, trebuie să cercetăm. Oh my god. I optioned the stock, stocked up on options and stopped all the auctions. Capital Stanley, păi eu știu, mă, cum e. Dăm bani acum momentan și mai discutăm după aia. Eu știu cum e capital standing ăsta. La 50, religious 47. Aia e problema. Brokerul e cu cafeaua. O să mor cu zile. O să vad că s-a murit. Bă, ce păcat. Cum a murit, mă? De ce a murit, mă? Păi, de aia. Bun, asta aici. Fire. High priority, pui mei. Dă-i. Mai arde ceva pe undeva? Ci că mai e un foc. Unde mai arde, mă? Aici pe... mă doare sufletul. Stai să se termine cu erupția și pe aia discutăm. A venit, mă, ăștia cu focul, să stingă focul. Ăsta e unul dintre ei sau ăsta e... The smog from the volcano makes it hard to see, Presidente. And an army needs to see things. It's called spying. Spying. Fumul de la vulcan ne face din ce în ce mai greu să vedem, prezidente, și o armată are nevoie să vadă chestii. Se cheamă Impel Intelli... spionat.
two chucking boards with one well aim factory. Let us package the smoke into convenient cans. Nap of team. Da, du, doar și 12 chestia asta, absolut nicio problemă. Băi, deci... Tropicans play it cool as volcanic activity comes to an end. Play it cool. Deci gata, s-a terminat cu ăsta, să înțeleg. Stai două secunde aici. Almost human protocol. Da, e ok, în regulă, canari, atâta mai aveam nevoie. Asta trebuie să le reparăm. Building is on fire. Ah, deci în momentul de față este on fire, am înțeles. Broken. Damage. Nu realizez dacă reparația asta, adică o să vină să fie reparată sau trebuie să aruncăm un ban la ea. The repair is in progress. Am înțeles. Rebuild 1200. Oh my god! Please reinforce your armies, president. Enemies to our right. Teamsters office, Teamsters office. Demons below. Stai puțin, ce-am făcut mai acolo, că acum realizez, nu cred că am făcut bine. Da, Teamsters office. Da, o să facem Teamsters office, stai așa. Stai mă, că m-a luat prin surprindere, mă, toate prostiile astea, mă. Tu luase-i foc, mă? Și ai, fii atent că se văd urme de foc pe clădire, ești nebun, dar vacile n-au nimic. Vacile n-au absolut nimic. Change resource, nu vrem să change resource. Plantations. Bă, nu avem nicio plantație pe lângă. Tu s-ar putea să ai o plantație. Manure fertilizer. Nu cred că asta de aici. Asta de aici cred că e. Să-i dau un pic de bonus la nena asta cu multicultural. Ia să vedem. Da, ăla e bonusul. Așa. Bă, și tu ai multicultural, nu? Păi și de unde ai, mă, 20%? Stai așa, e. Upgrade 20%. De la ce upgrade? Ah, de la astea, selective breeding, mă, am înțeles, bun așa cu porumbul, bun așa, perfect. Bun, și mă trebuie să spui că ai nevoie să-ți facem un pic de upgrade. Du-te, știi ce cred că vreau, deși nu avem încă quest pentru chestia asta, cred că vreau o librărie. Ia să ne uităm noi un pic, să vedem dacă găsim un library, ca să trăim și un pic. Nu de alta, dar avem nevoie de upgrade-uri și toate prostiile astea, măi. Nu prea arată bine asta de pe aici, dar știi, fii atent cum facem. Punem spate în spate și apoi venim cu un drum pe aici. Ok, ceva de genul ăsta, cred că ar fi super, super ok pentru noi. Ok, hai să ne mai uităm aici să vedem dacă avem în sfârșit ceva pentru aliați. Cărbune. Dă-le, mă, cărbune, mă, mâncați-a sufletul tău. Dă-le cărbune. Să avem și noi pentru aliați o treabă acolo, că nu mai suporți. Ok, că avem o grămadă de cărbune de aici și ar fi păcat. Ok, și zici, mă trebuie că ar mai fi nevoie de încă un Teamsters office pe undeva băgat. Cum stăm cu bănuții? Stăm încă binișor. Uite, cred că aș vrea să-l tântesc aici. Cred că ar fi ok? Cred că ar fi super, super ok, da? Bun, cafeaua se produce în continuare. Teamsters office-ul este făcubil. Cannery-ul ăsta trebuie să-l facem, dar nu știu ce are nevoie. Ok, și hai să vedem aici dacă s-a terminat șmecheria. Se pare că s-a terminat. Ok, rebuild 1200. Hai să ne uităm aici la upgrade-uri. Ai deja selectat upgrade-ul respectiv. Ok, și rebuild și la mătăluță, da? Bun, ca asta. Bill Church. He was a very stupid man, but I suppose that's the point of the story and I'm not here to check the foundations. I just have a simple request, but heed the story, presidente. Ok, trebuie să-i facem o biserică lui Tantian ăsta, dar înainte de a face biserică, hai să ne uităm un pic să vedem la industrie. Care-i treaba cu cannery-ul ăsta? Process either pineapples or fish to produce canned goods emits pollution. Am înțeles. Băi, hai să ne uităm. Păi înseamnă că avem nevoie înainte de un cannery, de food and resource. Avem un oil well. Fii atent. Fish farm? Nu aveam ceva de... Uite, mă. To catch fish? Așa, in cold war, am înțeles. Deci momentan doar pe ăsta îl putem face fără niciun fel de problemă. Ok, dudule, se pare că aici ar fi singurul loc unde am putea să-l trântim. Și nu cred că putem să punem două, nu? Ar fi super interesant dacă am putea pune două, dar nu cred că putem să punem două momentan. Așa că te punem pe mătăluța acolo momentan. După aia venim fain frumos. Da, vezi, asta mă distruge de fiecare dată. Ok, și cu un drum de la mătăluță, ceva de genul ăsta, și pe aia putem să ștergem bucățica aia de acolo fără niciun fel de problemă. Așa, și dacă toți suntem în zona asta generală... Airplanes have revolutionized warfare, yet Tropico still has no air force. An official palace statement says,
Learn to fly one, then we will get planes. Then we will get planes. Învață să să zbori cu un avion și pe aia ne vom lua avioane. N-avem fonduri suficiente. Ok, ce mă interesa, stai că deci aveam așa cannery, da, dude, pentru industrie. Deci la industrie cannery. Băi, am nevoie de cumva, cum fac mă rost produce coffee rewards? Hai că mai avem un pic și ni se termină șmecheria asta. Timp de office-ul este pe care să se facă. Este șeful, finally. Bun, broker. Muș, acum întrebarea mea, lat mătăluță. Referiți la asta ce stimulate trade, generates a new trade route offer, labor policy, unlocks the labor pool that would add the cost of 1500 knowledge to research. Unlocks the religion and state that would add the cost of 1500, opa, plus 10 community standing, chestiile astea sunt faine. Hai să mai deblocăm locușoare din astea. Keep offer, nu știu ce înseamnă asta neapărat. Bun, ce mai avem pe aici? Dollars, knowledge. Ah, fii atent. Rate points. Super interesant. Deci poți să faci transfer din contul ăsta. Am înțeles. Labor policy și religion in state. Nu știu ce înseamnă astea în mod deosebit. Aici la edicturi, edicte, probabil. Bun, hai să vedem la mătăliță. Urban development. Deci așa. Asta nu mă interesează momentan că nu ne băgăm așa. Mandatory free, asta nu free lunch. Bun. Church fee, advanced boat services. 50%. Nu mă interesează asta. Costă 350 pe lună. Interesant. Child allowances, penal colony, ăsta s-ar putea să ne intereseze foarte tare. Să vedem dacă... cum stăm. Homeless citizens, 39 de joburi disponibile. Ei, suntem ok, suntem încă ok din punctul ăsta de vedere. Ok, și stai puțin, ce alte edicte mai avem? Deci tu ai mai zis ceva cu biserica și nu știu ce prostioare. Aia unde Dumnezeului e mai? Aici? Nu. Well, tax on build permits. Increase efficiency of building by the shank double of 250 lat, decrease capital standing by 10, increase common standing. Oh, fii atent! Stai așa că sunt foarte curios. Un edict de ăsta ar fi superb să crească eficiența clădirilor agriculturale. Bun, deci 25%. Stai să notez aici. Upkeep cu 50%. Decrease capital așa. Deci capitalist 10 și comunist încă 10, da? Deci 25, 50, 10, 10. Ăsta ar fi super fain. Uite, și ăsta ar fi foarte fain de asemenea. The farm. It's not just a place where illiterate workers can drive oddly dangerous vehicles. It's where all of Tropico's food is grown. I checked. We could have more food for everyone, even our friends abroad if they're willing to pay, with just a little investment in economic incentives. Of course, some will complain that you're messing with the free market economy, but you can't farm eggs for omelets without breaking a few friendships. Fără să pierzi câteva prietenii. Bun, ok, issue the edict odată și pentru asta nu mai avem bani. Ah, super, n-am realizat că mă costă bani. Ok, am înțeles, nicio problemă, nicio problemă. Bun, ok, hai să ne uităm momentan la aici, deci să vedem. Deci cu capitaliștii în momentul de față se pare că stăm cel mai prost. Deci de la nenea brokerul, hai să vedem dacă putem să cumpărăm 10 standing cu capitaliștii. Se pare că nu. Putem să dăm un refresh aici dacă vrem neapărat. Offer valid until end of 14 zile. Ce înseamnă end of 14 zile, dude? Că 14 zile se termină repede. Nu fi atent, wow! Advanced Bolster and Man Constitution, Circ, Stimulate Trade. Da, mă, fi atent. Uite, Mansion! Cu 62 de bănuți, dude, nu vine să cred. Și ăsta 188. Dude, deci fii atent cât de ieftine sunt prostiile astea. Băi, nu știu ce e asta, mâncați-a sufletul. Da, da, o să-l luăm. Cancel the validity of the allowing you to rescind. Nu mă interesează asta. Unlocks the blueprint of the circus. Nu-l avem? Ok. Unlocks the advanced boat. Ok. Stimulate trades. Ok. Și în continuare nu avem nevoie de foarte multe lucruri de acolo. Dar ar fi super, super interesant. Nu mai ăsta. Unde e, mă? Broker.
A, și după un an de zile se face refresh aici. Am înțeles. Deci în fiecare an se face un refresh acolo. Să avem un circ. Sigur, absolut. Deși, ba nu, că circul e pentru oameni sărmani. Deci e ok, sunt de acord cu treaba asta. Produce corn. Gata, șeful și ne mai da și nenea la un pic de bănuț acolo. Perfect. Iar a luat foc. Dude! Măi, trebuie neapărat să facem upgrade-urile la asta aici. Mâncava sufletul vostru. Să vedem ce înseamnă chestiile alea acolo. 1800 de bănuți acolo ca să... Da, dar nu vreau să dau quick build. Am tot pus pauză. Din cauza aia ne mișcăm acum încet și pare să că nu avem bani pentru că am tot pus pauză ca în rod. Ok, hai să lăsăm un pic să-și facă oamenii de treabă. Aliații trimit 7500 de bănuți. Foarte, foarte bine. Ok. Ok, mai avem aici un nene. Hai să ne uităm un pic la upgrade-ul ăsta. S-a păstrat canarul acolo. Perfect. Ok, hai să ne mai uităm la trade route acum. Să vedem ăsta cu cărbune. Cum 5800. Dude, nu producem suficient de mult cărbune? Sau nu este transportat? Nu, cred că le-am făcut noi pur și simplu. Ia să vedem aici. Avem un pic de cărbune, dude. Mă, s-a întâmplat ceva acolo, dar n-am văzut. Ia. A, păi exportăm către ambele cărbune, mă, aici mecheria. Naș, acum are gușterul, aia, vezi? Buy trade license, 2500 de bănuți. Hai să o cumpărăm, chiar că suntem pe minus. Bun, și hai să vindem un pic de fier, dude. Accept. Bun, și ușor, ușor o să, uite, deja la porumb acolo suntem super, super ok. A, și fii atent, doar că producem porumb, nu trebuie să-l exportăm. Ok. Dude, deci fii atent că deja ne-a venit... a venit timpul să voteze lumea și noi avem un suport doar de 59%. Wow! Ok, hai să facem un speech foarte, foarte șmecher. Bun, și să vedem ce probleme avem pe aici. Fun happiness, băi... Asta e o problemă pe care o să avem tot timpul, pe cuvânt. Housing happiness, aici s-ar putea să vedem. Liberty happiness, safety happiness, toate sunt ok. Bine mă, hai să vedem cu fun happiness. Praise faction. Noi în momentul de față stăm foarte prost cu capitaliștii. Deci ne-ar fi super bine. Fii atent cum facem. Facem un faith happiness. Praise religious. Blame, nu vrem none. Nu vrem să dăm vina pe nimeni. Nu vrem să ne stricăm relațiile cu nimeni. Ok, și promise faith happiness. Ok. Deși, da, nu mă lasă să văd chestia asta acum. Trebuia să vedem cam cât ar fi la faith. Hai, okay, să. People of Tropico, acum. It is I, your presidente. You have showed your faith in me, and that faith will be rewarded. Your presidente does not ignore your faith. You need places to pray, to confess your sins, and to nap before Holy Communion. To nap. God is everywhere, but it is unwise to worship outside in hurricane season. As we strive, God shall not forsake our beautiful shores. Our spiritual friends guarantee this, for which we owe them one, in this life and the next. For my next step, I call upon your faith. We shall rise above the obstacles in our path. A golden age of piety is dawning. Together, we will believe. It is you, my friends, who I thank for making me what I am today. Viva Tropico! Și ne-a crescut la 7-7 suportul. Viva Tropico! Viva Tropico! Uai de capul meu! Bun, și hai să vedem acum cum stăm cu religious. 55. Da, deci automat a crescut aici cu 55. Cam asta ar fi ideea. Băi, deci cu capitaliștii stăm foarte, foarte prost în momentul de față. Extraordinar de prost. Fii atent aici! Vreau pe ăsta cu capitaliștii odată. Așa, hai să vedem, dude. 45, 55. Deci tot cu capitaliști ar fi bine. Și cu religious people.
Ok. De asemenea, hai să ne uităm cum stăm cu Axis versus Allies. Ok, ar fi bun să cumpărăm un picuț la Axis, un 7 standing. Convincing talk. As an order to activate demands allowing you to so complete them, you can clearly use this 0 times. Interesant. Ok, audience. La de ordine de abonat de costumul. Așa, oh, interesant și asta. Opera House Theater. 7 standing, așa. Convincing talk. 250. Sună interesant. Hai să lăsăm așa. Bun, 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 bun. Și cred că putem să dăm în continuare, numai că să-l dăm pe 4X să ne vină bănuția mai repede. 91% suport în urma discursului. Dude! Asking, how can I help El Presidente win the war? The palace replies, vote El Presidente in the next election. Votează El Presidente în excelență. Bun, stai puțin, stai puțin. Election day in 20 de luni. Wow, fii atent că ne arată aici, măi. Deci peste 2 ani. Wow, ok. Și mă interesează asta, asta, așa, deci hai să vedem. Eficiența a crescut cu 28%. Stai mă, a scăzut de la 50 la 47 upkeep-ul. Ok, și restul capitalist și 10 la comunist, asta e ok, în regulă e fix aceeași chestie, da? Bun, take one demand from each, așa, 12 luni, am înțeles. Ia să vedem două secunde cu capitaliști, ar fi bine, în momentul de față cu oamenii religioși. A, deci fii atent că chiar ne-am nimerit cu religioși, dar ar fi foarte bine să vedem și cu oamenii ăștia. 1000 de bănuți aruncați pentru audiență. Hai să vedem de la capitaliști. I am sure that you are burning to hear the frank and honest thoughts of the people of our great nation, especially when they know about a particularly lucrative business opportunity. The first 3 tropicans with half decent deals to offer will earn an exclusive one-on-one audience with you. Our beloved leader, as long as they sign the waiver giving away all his rights. From each of the 3 factions. Ok, ok, bun. Deci practic ce se întâmplă? O să vină câte unul de la fiecare facțiune care au cea mai mare problemă cu noi în momentul de față și o să ne ceară diverse chestii, da? Do not panic, Presidente. Bankhaus. I bring news of a threat so unthinkable. Acceptăm. Mansion, acceptăm. Și să vedem după aia cum o să facem și cu... Ok, de Bankhouse putem să construim de acum, în momentul de față, fără niciun fel de problemă, da? Nu putem să construim încă pentru că nu avem banii necesari. Stai un pic. Stai să mai exportăm și de diverse. Am auzit ceva, ce s-a întâmplat? It is a great day for our comrades. We even had cake to office. Celebrate. Yeah! Dude, în momentul de față avem nevoie de bănuți. În momentul de față avem foarte mare nevoie de bănuți. Așa, aliații trimit 1500. Bun. Mansion. Vreau un mansion să-l facem. 1200 de bănuți. Attendance must be rich or better. Dude, nu prea avem rich or better, sincer să fiu. Să vreau să facem un circ pe undeva pe aici. Trebuie să fim un picuț atenți. Mansionul ăsta cred că îl punem așa ca să mai încapă încă ceva pe acolo. Bun, deci te băgăm pe mătăluța acolo și hai să vedem la divertisment. Stai să vedem. There is no wealth requirement for visitors. You guys reduce pollution. Oh! Dude! Grădina botanică e super OP! Fun to visit in city. Dude! Oamenii trebuie să fie cel puțin săraci. Deci grădina botanică e extraordinară. În costă... putem să dăm un refresh aici? Hai să dăm un refresh now, aici. I don't want to alarm you, but I'm going to need a rather prompt decision on these offers. Stimulate trade, 10%. Mamă, deci foarte keep offer. Foarte șmecheră toată treaba asta. Pinel Connelly, uite și asta. Bagă și pe asta, te rog frumos. Fortul și ăsta ar fi bun la casa omului. Stai două secunde să mă uit aici la... Deci cu capitaliști ar fi cea mai mare problemă în momentul de față. Religious și militarist. Mai arată-mi o dată. Deci cu capitaliștii. Și deja nu mai avem bani. Firar! Dude. Ok, și hai să vedem de circul ăla, dacă putem să-l trântim momentan, că asta este, nu avem nicio soluție până nu trebuie să băgăm circul. Se la vi, asta este. Pana. Bun, oh, ni s-a făcut librăria, ni s-a făcut librăria. Deficiency, așa, nu avem licee în momentul de față, deci nu putem să facem, da? Academy increase deficiency by 20, nu am bănuți în momentul de față. Ok, dar mă interesează research, asta vreau să văd, așa, fii atent. Putem să le cercetăm pe alea, sunt de acord.
Păi stai mă puțin, măi. Asta nu... No income. Prohibition, state military police, martial law, labor policy. Dar le avem pe astea, nu? Da, pe astea deja le avem. Aceea e cu bifă, măi, am înțeles. Bun, dude, bagă la rând, ce pot să zic? Maxim. Și pe asta, a, uite, și pe asta deja le avem, deja, ok. Deja le avem, deja, bravo. Gâgă. Ok, gata, gata, gata. Bun, și ăla o să-și facă treaba acolo, fără niciun fel de stres în continuare, da? A început un protest. Unde a început, mă, protestul? Unde, mă? Tot în fața ambasadei? Tot în fața ambasadei. Bă, oamenii ăștia au ceva. Ceva, o problemă mare. Bun, suntem la 4X în momentul de față. Așa. Băi, în continuare nu realizez cloth-ul ăsta. De unde și a el? Deci care era, mă, fabricuța? Ranch. Passive prohibition. Nu ne interesează chestia asta aici. Deci, tu produci lama și produci lână, nu? Lână, da? Mă, și bumbac de unde? Coton. Cine produce bumbac? Tu produci bumbac? Nu. Nu avem circul. Gata, frate. Did you know that a full third of the disciples were fishermen, Presidente? That's four times as many as were anti-Roman terrorists. What the hell? I need a boat. Are nevoie de o barcă. Penultimo is speechless. Only the political majesty of his beloved presidente stills penultimo's tongue this way. Mor, bă, deci mi-e așa de drag de penultimo cum stă el și vorbește și ne ridică în slăvi. Check the beauty value when placing entertainment buildings because this improves their service quality. You can also improve beauty levels by decorating. Fii atent! Dude! There's a rumor that the actors are being harassed by a TNT-toting penguin. That's ridiculous. Even if the penguin could plant the charge, how would it strike the match to light the fuse? Anyhow, the Axis ships are a tiny bit sunk, and it seems that the Tropican seamen escaped with their lives. It's a good night to work for somebody. Băi, deci am înțeles. Deci, tanti asta cred că e pusă cumva de aliați să ne strice relațiile cu AXA, măi. One plantation for free. Bun, ok, și hai să vedem cotonul vieții, plantation cu coton. Plantation, for free, că nu avem bani, nu de alta. Coton, my friend. Coton, coton, coton. Oh, you really love me, you really do. Bun, bagă maxim. Ia uite, mă. Opa, stai așa că văd aici că... Deci, dacă îl lăsăm așa, un pătrățel nu este. Dacă îl punem așa, pe același pătrățel ajunge o fertilitate mai mică în partea cealaltă. Aici ar fi fertilitate maximă. Hai să-l punem acolo. Building under construction, 750. Ne mai vin ajutoare. Our money's at work, Prez. I optioned the stock, stocked up on options and stopped all the auctions. Dăm banii, că am nevoie, am nevoie maximă. 99% suportul. Băi, nene, băi. Mă mâncava sufletul vostru. I'm sure the good citizens of Tropico intend to vote for you, Presidente. Gata, a venit? Many, many times. Eu de asemenea intenționez să votez pentru tine multe, multe, multe ori. But can we trust the citizens to vote correctly? I wouldn't want them to wake up the day after the election in a state of confused regret. Perhaps we should help them for their own good. Bun, deci practic pe ultimul moment de față ne zice că bă, am putea să mânăim cumva alegerile de așa natură încât să câștigăm alegerile, dar ținând cont de faptul că avem suport 99%, o să zicem că nu lasă oamenii să voteze liber. De ce? Pentru că dacă spunem să ajusteze baloturile, cum vreți voi să ziceți, o să crească rebeliunea, da? Deci nu, nu. Deci îi lăsăm pe oameni să voteze fără niciun fel de problemă acolo. Bun, și asta cu cotonul, deci asta cu cotonul chiar m-a prins la fix. Lama, lama. Ok, multicultural, hai să vedem ce mechanization, așa, increase job quality, așa, greenway shopper. Da, da. Am ajuns la nivelul 2! Cu... Ia, hai să vedem. Deci, de la 25 la 30 în cele din urmă, 45 următoarea chestie, upkeep, așa, deci, așa și restul său. Egal, wow, super, super fine, super, super fine. Bun. Deci eficiența cu 30%, îmi place foarte mult asta. Îmi place extraordinar de mult asta. Foarte bine, dude. Bun, nena brokerul zice că... ok, dar nu prea avem bănuți, dude. Building permits.
Bells to bullets, nu ne interesează, dar mai trebuie să mai facem ceva cu el acolo. Election is a landslide, presidente. The metaphorical kind, not the kind that accidentally reduces the size of the workforce. Of course, the outcome was never in doubt. The people love their presidente almost as much as your loyal penultimo does. And see, I have a present for you, your very own wartime medal of valor for courage, selflessness and electability. It is made of chocolate, so be careful in the sunny. Ne-a dat o medalie care e făcută de ciocolată, bă. Ok, 169 de oameni au votat pentru mine și 3 pentru rivali. Nicio problemă. Bun. Bun, și în momentul de față putem să... Religion and state. Putem să votăm încă două chestii noi la asta noastră, la Constituția noastră. Bun, hai să vedem. Religious building emit crime safety like police station. Employees of religious buildings arrest criminals. Decreases global liberty by 5 and overall tourism rating by 5. Nu vreau chestia asta. Nu vreau să ne bazăm pe religie absolut deloc. The blessed nation of Tropico being in God's comely eyes the most, freedom of religion. Ok, libertatea religiei. Default state. The government of Tropico shall make no law respecting an Islamic religion. The free exercise thereof nearby, thereby protecting its lawful representatives from undue interference by clergy or ministry and ensuring the undiminished liberty to practice worship ceremony. Bun, deci asta ar fi standardul libertatea religiei și de asemenea avem un stat ateist. Increases the efficiency of education and research building by 25%, disables religious buildings, citizens are less likely to orient their political views toward the religion faction, it being the will of the... Băi! Păi asta o să ne distrucă standing-ul cu biserica, oi, oameni buni. Ăsta ar fi superb, superb. Clădirile de educație și cercetare ar fi cu 25% superb. Un stat ateist care să nu creadă niciun fel de Dumnezeu. Băga-mea și ficiorul. Bagă-l, mă, hai, pana mea, lasă. Bun, și acum cu muncile, ia să vedem. A life's work, citizens are required to start working să muncească de la 12 ani și nu pot să iasă la pensie, dar nici nu vreau să mă gândesc. Happy childhood, default state, nimic aici interesant. Bun, și early retirement lowers the retirement age by 5 years, increases the job happiness of all citizens by 5%, by 5, presupun, da. Mandatory labor of the elderly or infant in front to their dignity and liberty, the age of retirement shall be lowered, raise permits. Da, mă, ăsta, aia, early retirement, absolut, absolut, sunt perfect de acord cu treaba asta. Bun, hai să semnăm, confirm changes, jbam. Gata, șeful, aia a fost. O să ne luăm rău de tot de la biserică, dar se la vi. Hai să ne uităm, hai să ne uităm să vedem acum cum arată biserica. Religious 45%. Aici e cel mai rasol. My friend, dă-mi rezolvă și pe mine cu o treabă. N-am bani, n-am niciun fel de bani. Presidente, I know you always keep your promises, but the citizens today can be very exacting about average faith happiness. Da, corect. Ok, hai să vedem cu biserica asta ce reușim să facem. Iar suntem pe minus. Asta este, se la vi. Dude, conventional dyes, acrylic dyes, poluarea crescută cu 56, nu ne interesează. 4500 de bănuți acolo, nu avem de unde. Stai puțin să vedem. Higher college educated immigrants. Ok. Pauză. Eu nu mai știu. College. Da, ăsta are nevoie de college, nu? Requires wealth poor, uneducated. Bun, putem să avem un om angajat. Ciu-ciu. Biserica am dezactivat-o, da, corect. Mai putem să mai facem o biserică, este? Putem să mai facem o biserică. Întrebarea este unde? Hai să dăm demolish la mătăluța acolo. Hai să dăm un play. Așa și... Tot, stai un pic, ai răbdare. Lose your entertainment. Pe unde e, mă, biserica? High school, college, aici, public services, church. Mă costă ca să o deblochez? Bă, am o dudule. Church. Nu-mi dă, mă, și mie asta church. Bine, mă, lasă-și. Deblochează cu o grămadă de bani, mă. Stai că church-ul e mai mare, dar eu n-am realizat. Bă, nu-i corect, mă. Fii atent câtă imensitate e biserica. Mă mănâncă nasul. Nu din cauza bisericii, pur și simplu mă mănâncă nasul.
Bă, nu-i corect, mă. Păi eu voiam să o bag aici. Băi, tâlhari, de ce sunteți, mă, tâlhari? Firar. Bine, fii atent cum facem. Demolish, demolish. Church. Am mai repede. Ia uite, frate, nu mă las. Hai, 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 astăzi, astăzi. Come on. Băi, și nemul trebuie să dispară toate alea, mă? Deci, uite, dacă stau mai bine să mă gândesc, aici ar fi și mai bine cu biserica în mijlocul... Stai un pic, hai să punem pauză, 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 pauză. Nu mai avem bani în momentul de față, dar clinică. Avem și o clinică acolo, îmi place foarte mult clinica. Avem și o de-asta de apartament. O să fie un pic de tot, foarte multă lume foarte supărată. Clinica este gratuită? What? Deci clinica are 3 spații, corect, corect. Biserica are 4 freaking spații. Băi, nene, băi. Vai ce ciudă mie. Ok, șterge. Demolish, 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 demolish. Așa, church, dă așa. Bag acolo, bun, dăm clinica. Bag acolo, bun, și apucă-te și construiește-mi case pentru oameni, că nu mai au de unde săracii. Bam, bam, bam. Ăsta pe mătăluță te-am putea muta acolo, sau putea să punem un country house aici, în mijloc. Ok, și ce mai apartamente parcă aveam, nu? Well for better. Bun, și la mătăluță putem să băgăm cumva stupid undeva acolo. Și nu, nu mansion, încă un bank house aici, da? Și aici în spate mai vedem noi ce mai putem băga. Bun, și o chestie foarte interesantă pe care ne-a zis-o penultimo, cum stăm cu banii foarte prost. Nu s-a terminat mai aia de la Allies încă? Nu, pentru că încă dăm către axă și am tot pus pauze din cauza aia. Aoleu, aoleu, dragilor, pauză, pauză, mamă, mamă cât ne-am întins, Jesus! Nu e bine, nu e bine deloc. Și așa, 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 hai să ne uităm un picuț aici la almanac să vedem. Homeless 160, și e ok, este regulă. Fate Happiness, să sperăm că o să crească acolo. Bun, și cred că vreau de asemenea la asta de înfrumusețare, dar nu avem bani absolut deloc, am înțeles. Deci mai trebuie să așteptăm să ne vină un bănuț. Niciun fel de problemă. Vreau să creștem eficiența clădirilor astea, să vedem. Cu biserica, cu toate astea. Now. Ce vrem, omul lui Dumnezeu, mă? Building permits. Bă, n-am bani acum. Lasă-mă în pace. Că n-am niciun ban acum. Eventual știi ce am putea face? Nu, vreau să te dau pe tine afară, dude. Uite, pe tanti asta. Ce am făcut, mă? Am făcut click. Asta înseamnă că vrem să angajăm, nu? Cred, nu știu. Ne-au trimis aliații 11.000. Oh my god! The best defense is a good offense, president. 5.000, dăm ca nevoie de bani. Dăm că am nevoie de bani momentan. Doamne, 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 cum se duc banii. Faith Happiness. Stai să ni se facă. Hai cu biserica, hai cu biserica. Oh my god, hai cu biserica aia. 4.000 de bani, perfect. Hai mă cu biserica asta, mă, quick build. Oh my god. Crește, mă? Băi, nu crește, mă. Nu crește că am dezactivat eu chestiile. Ma, din cauza Constituției Vieții, nu cred că o să putem să facem. Pe cuvânt. 1 pe 2. Un 1 pe 3 nu avem? Oh my god. Cum arată aici, băi, ești nebun. A good deed, Presidente. Religious standing. Performed, no doubt, with absolutely no thought of reward. 5 religion standing. Taci din gură. Nu știu, ok, dragii mei, pauză, că ne întindem rău de tot. Neascai vă mulțumește foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un coment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Ăsta e, l-am angajat, mă, e unul angajat pe aici, nu? Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!